Capitala Egiptului în perioada regatului mijlociu și în prima jumătate a regatului nou, în decursul dinastiilor a 11-a și a 18-a, Teba este situată la 800 de kilometri de Marea Mediterană, pe marginea deltei spre Valea lui Înfloritoare. Încă din timpurile faraonilor legendari, egiptenii ridicaseră tabere militare și fortificații. Aici, oamenii și Nilul au înfăptuit un miracol. Fluviul a dat Tebei hrană și viață, iar oamenii au înălțat orașul și l-au purtat spre nemurire. Dintre toate capitalele lumii vechi, Teba se poate compara numai cu Babilonul contemporan ei și cu Roma de mult mai târziu. În Egipt nu a existat niciun alt oraș care să egaleze această nouă capitală prin măreția și grandoarea construcțiilor arhitectonice. Cetatea s-a afirmat în istorie abia în timpul dinastiei 11-a, când s-a făcut unificarea statului după o perioadă de fărămițare și de slăbire a regalității. Sub dinastia următoare, reședința regală s-a mutat temporar spre nord, în apropierea localității de azi, El Lisht. Teba a rămas totuși reședința celui mai puternic sfetnic al faraonului și locul de cult al lui Amon. După 1786 înainte de Hristos, a urmat o lungă perioadă de dezordine și criza regatului egiptean, ceea ce a dus în final la destrămarea unității statale și la constituirea a două regate cu reședința la Teba și la Axios. Transformarea Tebei într-una dintre cele mai vestite metropole ale antichității s-a produs în timpul dinastiilor a 18-a și a 19-a, din epoca regatului nou. Atunci, orașul a luat locul Memphisului, nu numai ca reședința puterii faraonice, dar și ca centru religios, de cult al divinității supreme a statului, zeul Amon. Orașul a fost împodobit cu impresionantele monumente de la Karnak, Luxor și din Valea Regilor și Valea Reginelor. Încercând să sfărâme autotputernicia preoțimii lui Amon, faraonul Amenofis al IV-lea a dat Egiptului nou zeu unic, zeul soarelui numit Aton. Chiar și el și-a schimbat numele în Akhenaton și a părăsit Teba construind o altă capitală la peste 200 de kilometri în nord, pe malul răsăritean al Nilului. După mai puțin de 2 ani, succesorul său, Tutankhaton, a cedat presiunilor și a readus capitala la Teba. Acolo a trecut la vechiul cult și a luat numele de Tutankhamon. Cucerirea asiriană a fost vinovată de declinul irreversibil al Egiptului, pentru civilizația sa unică și pentru mărturiile acestea, printre care și capitala. Sub stăpânirea persană, elenistică și romană, în ultimii ani ai erei anterioare, Teba, orașul celor 100 de porți cântat de Homer, nu mai era decât un modest sat. Ruinele templelor sale uimesc de sute și sute de ani prin dimensiunile lor gigantice, coloanele și statuile uriașe, mulțimea de bazoreliefuri și hieroglife, încăperile de cult sau depozitare, palatele și aleile de sfinci se află în ruină, măcinate de intemperii și devastate de mâna omului. Și-au păstrat însă frumusețea și măreția.